The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands. Fraților, am auzit că dacă lăsați chiar acum un like, vine la voi capibara norocoasă. Și ce se întâmplă? Ei bine, vă va oferi foarte mult noroc. Asta am auzit. Nu știu dacă chiar este adevărat, dar asta am auzit. Așa că eu zic să fim norocoși, este de bine. Așa că apăsați pe like pentru mult noroc. Iar cine dă like, evident, va avea parte de foarte, foarte mult noroc. Ce faceți, lume? Cum sunteți? Sky, nu te vezi. Nu mă văd. Te auzi bine, mersi, Luca. Zici că nu mă văd? Bam! Gata, mă văd. Ciao! Mă vezi? Te văd și eu pe tine. Bine, nu te văd, dar ai înțeles tu. Ce faceți, lume? Cum sunteți? Stați să-mi trag melodia puțin mai jos, așa, să-mi aud și eu vocea. Ce faceți, lume? Cum sunteți? Astăzi fără pam-pam, dar ziceți voi pam-pam în locul meu, da? Da? Nu te văd bine. Luca, mă văd bine, nu? Atâta să mai zici, Luca. Fă acolo un spam în chat, te rog. Uai, chat, deci trebuie să vă zic că de fiecare dată, eu când fac live, am emoții. Nu știu de ce. Când filmez episoade, e o altă poveste. Pentru că acolo, dacă fac o greșeală, ceva tai eu la editare, alea. Dacă îmi fac live, fraților, mereu am emoții, bă, am emoții. Trebuie să vă zic că am emoții. Cum sunteți? Cineva zice măcac. Ok, dacă te uiți de pe WC-ul la mine, foarte tare, ce pot să zic? E cel mai tare, mulțumesc! Cum sunteți, chat? Bă, câtă lume! Mamă, suntem 1300 de persoane! Bă! Gata, voi sunteți cei mai tare, atât am să vă zic. Ce mai tare sunteți? Mi-am schimbat puțin setup-ul, gen, o să mă vedeți mult că mă uit în stânga. Când mă uit în stânga, să știți că eu mă uit la chat. Chat-ul, adică unde scrieți voi. Oh my god, ce scrie Luca. Chat, apăsați like sau se veșește. Că mă uit în partea asta, gen în stânga, să știți că eu mă uit la comentarii și chestii. Aici văd. Iar când mă uit aici, așa, gen încoace, mă uit la joc. Bun? Stânga, ca să văd comentariile, încoace la joc. Că mi-am achiziționat încă un ecran, pentru că mai de mult când făceam live-uri, eu practic mă uitam la chat, unde scrieți voi, pe telefon. Și era nasol, că telefonul e micuț, eu am un telefon mic, nu-i de la mare cărămidă, e unul micuț. E Samsung Galaxy S10e, mie îmi plac telefoanele mici, nu-mi plac alea mari, nu știu de ce. Îmi plac astea micuțe de încape în orice buzunar, ești nebun? Chiar îs curios, voi ce telefon aveți? Nu neapărat modelul, aveți de la mare sau de la micuț? V-aș arăta telefonul, dar n-am cum, că e pe telefonul folosesc ca și post de facecam acum. Încă nu mi-am luat un facecam, are max un facecam fain. Au dat 700 de lei max pe facecam-ul ăla. Eu mă zgârcesc să dau atâta, mă. Trebuie să-mi caut un facecam. Dar până atunci ai bun și telefonul. Toate videoclipurile mele sunt filmate cu telefonul. Mai vedeți, mai pică câteodată facecam-ul. E amuzant, e ce trebuie. Da, S10e am. S10e-ul, varianta mică. S10 e un pic mai mare și mai este S10 Plus. Cred că se numește. În fine, ți-l împrumut o săptămână. Mi-l împrumut tu max o săptămână și poate îmi schimb după aceea părerea. Poate o să-mi placă. Ia să mă fac mai mare. Oh! Ai nu așa de mare! Mai mare doar un pic. Uite, ceva e genul. Așa. Ceva e genul. Așa. Parcă tot mic am rămas. Bine, bun, cât timp mă vedeți, asta e tot ce contează. Capibara. Îți plac capibarele? Stai să montez un pic și lumina mai încoace. Așa. Îți plac capibarele? Dacă îți plac capibarele, trebuie să lași un like. Bun, chat! Dacă sunteți bine și sunteți fericiți și bucuroși și Dragon, mulțumesc pentru 5 lei! Îți mulțumesc foarte frumos de donație. Jumătate de oră o să lipsesc. Riprusan. Sky salută pisica din Ohio. Ai o pisică în Ohio? Pisică periculoasă. Stați un pic. Am schimbat melodia, că câteva melodii de ană când s-au început să aibă copyright și nu am chef să avem probleme cu live-ul. Bun, chat, ce ne jucăm astăzi?
Din câte știți, cred că știți, dacă ați stat puțin pe internet sau la știri sau TikTok sau literalmente oriunde ați intrat în zilele astea pe internet, sigur ați văzut de dezastrul cu submarinul, ceea ce este foarte trist. Trist rău de tot. Am văzut o grămadă de glume pe internet, nu o să facem neapărat glume, că pot să înțeleg persoanele acelea care s-au dus acolo. În același timp, nu sunt milionar, nu pot să judec pe ce aș da banii și ce nu. Dar fraților, să dai 250.000 de dolari să mergi pe un submarin de ăla, nu, niciodată, niciodată în lume. De 250.000 de dolari, mai pui 50.000 și ții Lamborghini-ul lui Dorian Popa, mă, ești nebun? Lamborghini-ul lui Dorian Popa, măi beatule, la în fine, nu sunt aici să judec, dar ați auzit despre submarin. Din păcate, acele persoane se consideră că au murit, ghinion, și... am dat eu de un joc pe nume Iron Lung. Stați să vă arăt aici ecranul jocului și să oprim melodia asta, tași din gură. De ce nu vedeți jocul? Acum se vede. Se vede, fraților? Oh, normal că se vede. Sau nu se vede? Se vede sau nu se vede? Pum, 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 pum. Ia, acum se vede? Se vede, băi, băiatule! Stați să puneți și sunetul la joacă, pentru că am stins sunetul la joacă. Gata, sper că nu se aude mai tare jocul ca mine, sau? Pare că se aude. Mă, taci un pic jocul, taci acolo. Taci așa, bun. Este horror sau nu? Este relativ horror, este atmosferic horror. O să vedeți că o să mergem într-o excursie. Mai pe scurt, în jocul ăsta, vom intra într-un ocean. Dar nu orice fel de ocean. Un ocean de sânge. Ce este mai groaznic decât un ocean de sânge? Ce poate fi mai groaznic ca asta? Scrieți în comentarii. S-a auzit mai tare. Am tras eu jocul mai încet. Bun, și ce va trebui să facem în jocul ăsta, vă întrebați? Ce căutăm noi la fundul oceanului? Ei bine, nu știu exact, dar știu să vă zic că trebuie să căutăm... Stai, vorbește cineva! Stai un pic că am rămas fără sunul la joacă. Ia, se aude bine jocul? Zice că coborâm în oceanul de sânge. Ok, în oceanul ăsta va trebui să găsim ceva rămășițe. O să vedeți. Să mă bată mama dacă știu ce zice ăsta. Nu înțeleg nimica. În fine. Capra din Ohio. Nu ne jucăm capra din Ohio astăzi. Ne vom juca marți, cred că postez capra din Ohio. Nu sunt sigur, dar cred că marți. Se aude prea tare jocul. Ce, se aude prea tare jocul? Ziceți-mi, vă rog. Ia, unde am coborât, bă? Era o melodie, mă. Ăla cu galben submarin. Știți ce melodie zic? Da, se aude bine. Parcă am mai jucat jocul ăsta pe episod. Daviduț, eu n-am jucat jocul acesta niciodată. Acum este prima dată alături de voi și suntem într-un submarin. Și m-am uitat foarte puțin pe internet să știu despre ce este vorba, să nu jucăm o prostie de joc, să jucăm ceva mișto. Și practic avem o hartă. Asta e harta. Și bă, nu știu ce clasă sunteți voi la școală, dar cred că prin clasa 7 se învață despre coordonate, adică X, Y, Z. Și dacă n-ați învățat despre coordonate, probabil știți cum funcționează, nu? Gen X parcă... stai un pic, am uitat. Y parcă era înălțimea, XZ stânga-dreapta. Mă rog, aici pe hartă, cum dau și eu cu mouse-ul, puteți vedea că avem Y și avem coordonate la X. Și avem aici niște puncte, să le numim așa, pe harta aceasta. Ei bine, ăsta e fundul oceanului și va trebui să vizităm fiecare punct și să fotografiem ceva. Pentru că în submarinul ăsta, mamă, mai avem oxigen, mai avem oxigen, bun. În submarinul ăsta putem face o poză. Și ne putem uita la poză aici. Ce groaznic arată. Deci nu uitați, noi suntem la fundul mării în momentul de față. Asta e groaznic. E groaznic. Nu m-aș duce aici pe nimica. Dar în fine, este un joc. Asta e de bine. E de apreciat, este un joc. Ce se întâmplă? Acum explic. Și va trebui să fotografiem în zonele acestea. Deci, astăzi navigăm. Poți să vorbești în English? De ce aș vorbi în engleză? Suntem pe un canal român. Suntem în România, de ce aș vorbi în engleză? O să trag mai sus jocul. Așa, bun. Și putem face poze. Aici e ceva calculator, ce pot apăsa? Apasă like sau te omor. Uite, nu știu ce am scris, dar în fine. E ok. Și mai avem aici, ce e asta, mă?
De ce va trebui să folosesc așa ceva? Bă, stai un pic. Da, sper să nu trebuiască să folosim asta niciodată, pentru că înseamnă că avem probleme. Și aici vedem coordonatele. Noi suntem la X182, Y116. No, asta unde e? Stați că trebuie să căutăm. X182... Aici jos avem 150, înseamnă că noi suntem la 182, undeva mai încoace. Și Y116. Unde e 116? Pe aici. Înseamnă că noi trebuie să mergem în sus. Vedeți mouse-ul meu? Noi suntem aici, unde învârt eu mouse-ul. Trebuie să mergem în sus și la dreapta, la punctul acesta. Am dat pe el. Mamă, 14 luni. Let's go, Miță, mulțumesc de membru de 14 luni. Bă, Miță, tu ești membru legendar, mă, n-am ce zice. Mulțumesc, ești membru legendar. Na bun, haideți să mergem în sus. Stați un pic, 116. Trebuie să facem matematică, ajutați-mă. Eu am terminat deja liceul de 3 ani sau de 2, nici nu mai știu, irelevant. Ajutați-mă cu matematica. 116 Y, ăla e undeva pacii. Și atunci noi mergem drept în sus, nu? Că suntem la 182 X, cred. 182. Apoi mergem drept în sus, nu? Aici e gen angle, unghiul la care ne ducem. Noi ne ducem drept în sus acum. Așa. Haideți să mergem, să vedem ce se poate întâmpla. Uai, ce se aude. Hai de capul meu, fraților. Băi, beatule, ce am venit să mă joc aici? Ești nebun? Hai să facem o poză, să vedem ce vedem afară. Ce vedem noi pe afară? Param, pam, pam, 1605 persoane pe live. Vă mulțumesc enorm, fraților. Și 2000 de like-uri, bă, voi sunteți nebuni. Vă ador. Vă iubesc, vă pup, efectiv, sunteți cei mai tari. Câți ani ai? Am 20. 20 de anișori. Sănătoși, cred, nu știu. Ok, ce e ăsta? Mamă, deci fundul oceanului arată groaznic. Na bun, haideți să mergem tot în față. Ne ducem cu Dumnezeu înainte. Suntem la Y150. Uitați, vedeți, suntem aici. 150 și 182, cam, cam aici suntem. Unde Mimi e mouse acum. Haideți să urcăm drept în sus până la... Până la Y200 trebuie să ne ducem. Y200, fraților. Te ador, mulțumesc! Mulțumesc, nu mai știu vorbi, fraților. Mulțumesc, așa. Mi-am calibrat și eu limba. Oh! Ce-i sunetul ăsta? Bă! Bă! De ce l-au din stânga? Ce-am auzit? What? Chat! Vi se pare ceva dubios în poza asta? Am și o întrebare. Ce se aude așa? Mamă, ferească-mă ce m-ai speriat! Emi, mulțumesc de membru, dar m-ai speriat să mă bată... Să mă bată mamica, hai să mă bată. Bă, ce m-am speriat, mersi Emi de membru, apreciez mega mult. Îți mulțumesc frumos. Chat, vi se pare ceva dubios? Mi se pare... ce e ăla? Doar o particulă de aer. Parcă e un cap de mort acolo, vedeți? Ești cel mai tare YouTuber, mersi. Se vede pixelat. Chat, se vede pixelat live-ul? Se vede bine live-ul, nu? Poza trebuie să fie pixelată. Da, se vede bine live-ul, nu mă speria. Poza e pixelată, că așa e jocul. Gen, așa este poza, suntem sub apă, pozăm în întuneric, normal că se vede pixelat. Hai să ne întoarcem înapoi, că trebuie să ne ducem până la Y200. Da, aproape suntem la Y200, vedeți? Aproape. Așa. Și acum trebuie să o luăm la dreapta, dacă bine ții minte. E creatură. Ce creatură? Lasă-mă în pace cu creatura, să nu fie nicio creatură aici, ești nebun? Nu mă nebuni, cu ce creatură să fie aici? Doamne ferește! Stai, am apăsat butonul greșit, așa. Bun, trebuie să mergem la X322 și 186. Pe atunci ne ducem într-un fel în partea dreaptă. Am zis dreaptă, băi, beatule. Dreaptă că noi suntem aici, unde dau eu cu mouse-ul. Nu e creatură, e Ohio. Suntem în Ohio? Fraților, suntem în Ohio sub apă? Posibil. Posibil să fim. Ok, ne ducem până la X. Ce-am auzit? Băi, beatule. O fi fost doar vântul. Vântul sub apă. Clasic, ceva normal. Oh,
Bă! Ha? La ce te referi? Ce? Asta nu-i peretele, stai! X212, Y198. 212. Nu, era X. X212. Y100. Da, ăsta e peretele. Cred că peretele ne semnalizează. Da. Ok, să nu mergem încoace, că dăm în perete. Și dacă dăm în perete cu submarinul, știți ce se întâmplă? Șpoc. Aia se întâmplă. Șpoc. Te-a mâncat rechinul. Doamne feri. Doamne feri. Sky, ziua mea. La mulți ani. Ua, 25 de lei de la Tania. Stai să-ți citesc mesajul. Bună, Alex. Trebuie să joci neapărat The Joy of Creation sau The Glitch Attraction. Amândouă, jocuri sunt legate de FNAF. Te pup. Mersi mult, Tania, pentru donație. Apreciez. Bă, The Joy of Creation, am auzit de joc și vreau să joc. Nu știu, în schimb, dacă o să jucăm pe live sau în episoade. Dar o să joc The Joy of Creation. Aia e promisiunea mea. Despre The Glitch Attraction, în schimb, n-am auzit. Nu știu despre ce e vorba, dar stai că-i dau o căutare acum rapid pe internet. Ia să căutăm cum arată The Glitch Attraction. Stați așa, chat, știu că voi încă vedeți jocul. The Glitch, mamă, m-a luminat Dumnezeu, ești nebun? M-a luminat Dumnezeu. The Glitch Attraction. Ionuț, mulțumesc pentru membru! Apreciez maxim! Te pup, Ionuț! Te pup, Ionuț! Mulțumesc! Sky joacă FNAF-ul cână. Bă, am sărit peste FNAF-ul cână pentru că nu-mi place FNAF-ul cână. Nu știu de ce, mie nu-mi place jocul. Dar poate pe un live ar merge să jucăm, gen, de ce nu? Stai că facecam-ul min mama lui. Așa, bun, ăsta e The Glitch Attraction. Păi băiatule, chat, vrei să jucăm ăsta într-un alt live sau episod? Eu nu, că o să mă cac pe mine. Mamă, fraților. Ok, interesant jocul, Tania, interesant. Ar merge să-l încercăm pe un alt live sau episod, încă nu știu exact. Nu știu, trebuie să mă decid dacă vreau live sau episod. 1800 de persoane pe live, putem face 2000? Să ne strângem, dacă cu toții vă chemați prietenii pe acest live minunat și frumușel, sunt convins că putem să ne strângem 2000 de persoane. Haideți acum să continuăm cu joaca asta. Dar nu se vede joaca, sau se vede? What? Să duc joaca în altă lume, stați un pic. A plecat joaca. Fraților, faceți cu mâna la joacă. A plecat joaca la plimbare. Atât, o rămas capibara și schibirii top acolo jos în colț. Gata, bă, că am glumit. Ok, aici avem atunci perete. Haideți să nu ne izbim de perete, pentru că presupun, dacă ne izbim de perete, se va întâmpla ceva nasol, nu? Ia, dacă plecăm, în teorie ar trebui să dispară la cu peretele, nu? Nu? De ce devine mai intens? A, gata, mă. Ok, X237. Ați auzit și voi? Voi, chat, ați auzit că o bătut ceva? Scrieți-mi în chat, în comentarii, în whatever. Ați auzit că o bătut ceva? Oceanul de ketchup, sincer, bă. Da. Cătălin, ce cuvânt urât ai scris acolo? Gata, te-am blocat. N-ai voie să vorbești urât. A zis cuvântul cu M, un cuvânt foarte urât, chat. Să nu vorbiți urât. Dacă vorbiți frumos, un om vă va aprecia mult mai mult decât dacă vorbiți urât. Vorbitul urât nu este frumos. Ocazional când ne enervăm, dar rest nu este frumos. Nu denotă nimica. Denotă... prostie. Whatever. Nu e șmecherie să vorbești urât. Nu e șmecherie. E whatever. Ok, am verificat dacă se aude bine și eu. Știu că v-am întrebat, dar îmi place să mă asigur să vă fac conținut de calitate și să mă asigur că mă aud bine, nu că jocul... Ce naiba? Băi, beatule, cred că e perete, nu? X284? Cred că e peretele ăsta unde mi-e mouse-ul mie. Hai să-i facem o poză, să vedem. Cum ar fi să vedem ceva monstru? Zici că sunt într-o pădure la 3 dimineața. Sky, te respect. Mulțumesc, și eu te respect. Băi, băiatule, acum am zis că nu-i voie să vorbești urât. Ștefan! Chat, cine vorbește urât, o să-l blochez. Mamă, ce amenințare am băgat, ești nebun? Sunt convins că a funcționat. Hai că ne ducem. Deci trebuie să mergem la X322. X322 și Y186. Deci X322 în primul rând.
X322. Încă puțin, încă puțin, încă puțin. Am ajuns. Bun. Că am ajuns. Și acum trebuie să coborâm la Y186, că cic, aici este ceva comară, nu știu ce o fi, trebuie să-l pozăm. X186. Asta e, așa trebuie să mergem. Așa, bun. Sky, când postez? What? O să ignor ceea ce am auzit. A fost doar vântul sub apă. Când postez Minecraft, o să postez săptămâna viitoare. Ce se aude? Ce se aude? Hai să facem poză. Și la A33. A33 înseamnă că la unghiul 33 trebuie să facem poză, dacă nu greșesc. Unghiul 33 am zis, băiatule. 33. Ia! Ci că aici e ceva! Hai să facem poză! Hai să vedem despre ce e vorba! Ha? Ce e asta, mă? Minunile lumii? Ce e acolo? Mamă, da, zici că e ceva craniu! Ziceți voi că nu seamănă ăla cu un craniu sau ce naiba, vedeți? Ăla de acolo. Nu spuneți SJY, mă cheamă SKY. Sky, te respect mult, mersi. Care e numele tău real? No, care e numele meu real? Chat, să vedem! Cine știe numele meu real? Încă 70 de persoane și suntem 2000 pe live, băi băiatule! A, o scăzut. De la 70 de persoane, o scăzut la vreo 100 de persoane pentru 2000 pe live. Ata e te altă dată. Ok, următoarea... Uitați, Alex! Cine știe cum mă cheamă? Nu e adevărat, mă cheamă Bogdan. Ba nu, Sergiu. Ba nu. Ionuț. Vasile? Marius? Andrei mă cheamă! Nu mă glumeam! Mă cheamă... Mă cheamă Andreea. E 2023! În ziua de astăzi poți să fii fată și dacă ești băiat. Glumesc, bă, mă cheamă Alex. Mă cheamă Alex. Cine o știut? A, mă cheamă Max! Nu, mă cheamă Luca! Eu sunt Luca! Bă, ce dracu am auzit, mă? Băi, băiatule! What? Zici că e un pește, uitați-vă acolo! Băiatule, stai un pic! Ia că mă cac pe tine! Nu știu dacă a funcționat, nu știu dacă am făcut ceva bine cu aia. Aici ce pot să scriu? Hi, help me, o să mor! Nu a funcționat. Înseamnă că o să murim. Da, piele este Luca, eu sunt Alex. Luca! Zi, vrei să facem schimb de nume? Fac schimb de nume cu Luca? Nu fac niciun schimb de nume. Ok, noi suntem în momentul de față la 322186. Mă uit în sus și a trebuit să mă duc tot drept până la Y250. Să vedem dacă funcționează schema. Fără să murim. Să vedem. Fă cu mine. Nu. Dar chiar, cum te cheamă, Rusan? Eu chiar nu știu cum te cheamă. Nu m-am întrebat niciodată. Că bănuiesc că numele tău, Rusan, este cum este numele meu, Sky. Nu? Nu înjura. Nu înjur. Cine vă înjură, chat? Voi să nu înjurați. Că voi scrieți acolo o grămadă de chestii din ce văd eu. Și am mai citit eu comentarii urâte, dar nu le pot șterge, că sunt îngropate de alte comentarii. Ok, suntem la Y250 și radarul din stânga cred că ne arată peretele din stânga. Vedeți că avem în stânga. Trebuie să mergem la Y263. Poți să urc până la 263. Păi, înapoi, băbeatule. Stai că ne ducem în dreapta. La X378 trebuie să mergem. În teorie, dacă mă duc așa, n-ar trebui să mă izbesc de nimica. Ia cum a funcționat. X378. Până la 378 ne ducem. Navigăm, fraților, cu doamne, doamne, în față. Numele meu full e Rusan Andrei. Andrei te cheamă? A, și Rusan e numele tău de familie? Interesant. N-am mai întâlnit numele de familie, Rusan. 378. Chat! Ce găsim aici? Găsim butonul de like sau de subscribe? 378 și Y263. Trebuie să urcăm puțin sus cu Y-ul. Facem matematic. Ce se aude? Fă o poză. Ăla-i... Fraților! Ce dacă este un pește sau ceva monstru de ăsta acvatic ce ne urmărește? Și noi facem pozele astea pe care nu vedem.
Ce se aude? Suntem sub apă, la sute de mii de kilometri. Bine, nu chiar sute de mii, la câțiva zeci de kilometri sub apă. Ce se poate auzi așa pe aici? Am și o întrebare, așa, de la mine pentru voi. Spuneți-mi, ce credeți că ne poate urmări? Trebuie să urcăm la Y263. 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 Și 378 ar fi X-ul. 378. Băi, 378. În spate. Așa. Da, era 263. What? Ce s-a auzit, măi, beatule? Da, ar trebui să-l aducem pe Chester și Parker aici, într-adevăr. Zici bine. Aia ar trebui. 2, 6, 3. Așa. Și unghiul 50. Unghiul 50. Aici trebuie să facem poză, chat. Poză. Poză la ce? La curul unui pește, ești nebun? La aia trebuie să facem poză. S-a auzit beșina lui Luca. Aaa! Era beșina lui Luca! De ce n-ai zis așa, mă? Gata. N-am știut, bă, ce se auzea aici până sub apă. Bă, Luca, tu ai fost. Bă, Luca, ți-am zis să nu mai faci prostii, măi, Luca, măi. Hai să facem poză, să vedem ce am găsit. Ha? Ce s-a astea, tentacule? Bă, nu știu, da. Oh, stai, mă, că-mi pleacă lampa la plimbare. Băi, lămpiță, băi, rămâi acolo, ești nebun. Băi, Stigel! Dumnezeu! Am rămas fără ochi. Mai am? Am tras beșina că n-a dat lumea like. Chat! Dacă nu vreți să fiți intoxicați de către Luca, trebuie să spargeți butonul de like. Acum trebuie să ne ducem acolo. Acum ajung eu acolo. X406 259. Păi dacă noi suntem aici, în teorie și practică o să aflăm. Dacă ne ducem așa, 296. Dacă ne ducem așa, ar trebui să ajungem acolo. Hai să încercăm. Până nu ne izbim de ceva și murim naibii aici. Bă, ești nebun. Bă, poate sunt nebun. La asta nu m-am gândit. Ar fi posibil. Dar să sperăm că nu este cazul. E ritual satanic. E gratis să te alături. Nu. Este gratis să te abonezi, să te alături. Este o abonare mai premium, într-un fel, unde susții canalul. Luca, tot tu ai fost! Luca? Sunt cel mai tare YouTuber, mulțumesc, Kit! Ne jucăm Doors, astăzi nu. Dar o să facem live-uri, vara e lungă, fraților, vara e lungă. O să facem live-uri unde o să ne jucăm Doors. Cu abonații. Ok. Cum ar fi, fraților, să facem o poză și numai vedem gura la urechin așa către noi, gata să ne mănânce. Eu zic că ar fi groaznic. Voi ce ziceți? Ziceți și voi că ar fi groaznic? Bă, dar nu au sunetele din joc. Chat, nu se au sunetele din joc. Am dat jocul mai tare. E Golden Freddy. Chat, se aude mai bine jocul? Oh-oh. Unde suntem? X335 ar veni undeva pe aici. Și Y305. Ah, e ok. În teorie bine ducem, ok. Doar ne apropiem ușor de un perete. Dar n-ar trebui să ne izbim de el. Ce este în spatele meu? Ce este în spatele meu? În dreapta mea n-ar trebui să fie nimic. Asta e perete, nu? E perete, așa? Aici este perete. E perete, așa-i? Ești mort. Doamne feri. Aoleo, Darius, ce ai scris? Ferească-mă, doamne. Nu se vede clar. Dar ai vrut să vede bine. Jocul este așa pixelat. Hai să ne ducem tot în față.
Ce? Oxigen? Rămânem fără oxigen? Cum adică? 314-326 314 aici și 326. Ne ducem bine, chat. Am încredere că ne ducem bine. X259. Atunci trebuie să urcăm doar din Y acum, nu? Și Y406. În teorie, în teorie nu-i bine. Abonat nou, mulțumesc! Da, chat. Faptul că lumea scrie cuvinte urâte pe chat, ignorați, n-avem ce face. O, 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 o. Bă! Bă, problematic! Stați așa că e problematică situația. Opa, stați că ne ciocnim imediat de ceva. Deci suntem la X306, Y348. Y348 și 306. Oh, 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 trebuie să luăm tare în stânga aici. Așa. Așa. Și acum urcăm încet, uite, așa. Cred că suntem în regulă. Ok, X287. Ar veni aici. Și Y363, mamă. 363, noi trebuie să mergem la Y406. Ce se aude? Aud ceva afară. Auziți? Auziți și voi sunetele astea, nu? 1, 2, 3, Sky. Dacă nu dai like, te bântuie. Adunat 5 lei, chat! Dacă nu dați like, vă bântuie un abonat, cred. Nu știu, presupun. Presupun că o să vă bântuie un abonat. Mulțumesc mult de donație, apreciez. Ce mă nervează că nu pot să scriu foarte bine. Valentin, cum nu au sunetele jocului? Valentin, ești surd? Glumesc, Valentin. Să nu te superi, Valentin. Sky, trebuie să schimb bannerul pentru că scrie că postez. Bă, să știi că m-am gândit și eu la asta. Doar că am fost puțin leneș, trebuie să vă recunosc asta, fie secretul nostru. Stați un pic să-l întreb ceva pe Luca dacă este pe Discord. Bă, Luca, zi-mi dacă se aude bine pe live, gen sunetele din joc. Și salută și tu lumea, rapid, hai. Eh, nu vrea să vă salute, chat. Bă, Luca, mă, lași lumea în sin. Nu-i saluți. Bună seara. Gata, v-o salutat. Dar stai că... Se aude, da. Te-ai auzit și tu? Da, dar vezi că mă auzi prin gata. Laptop. Nu, no, salute, zile să dea like dacă nu faci ceva groaznic. Luca sau știți voi. Ok, mersi, Luca. Chat, vă salutat, Luca. Când faci live cu Dors? O să facem live și cu Dors. Bă, ce n-ai baud? Băi, băiatule! Ce se aude așa? Eu asta nu înțeleg. Eu de asta sunt șocat că auzi sunete groaznice. Ia să aud și eu cum se aude jocul. Că auzi sunete groaznice. Da, se aude ca lumea. Na bun. X285 Y406. Ho, că i-am dus pe ăsta că tot trebuie să mergem. 406 și X259. 259, fraților. Haideți la X259 să ne ducem. 259, oh, așa urcăm. Așa. Ce se aude? Bă, nu-mi place ce se aude. Luca a plecat, fraților, este în vacanță, Luca. Pentru că a filmat cu mine, l-am trimis în vacanță. Sper, așa. Luca e plecat de vacanță și s-a pierdut în mare. Și acum îl căutăm cu submarinul. Cam asta e povestea jocului, dar n-am vrut să vă zic de la bun început. Hai, că asta e povestea jocului, dacă e. Y406, angle 296. Haideți că am găsit ceva aici. Să fotografiem. 296, am zis 296. 296, du-te mă încă un pic. Așa, o, gata. Să vedem ce am găsit. What? No, chat, ziceți-mi în comentarii ce e asta. Ce e asta? Nu știu ce e asta.
What? Și am trebuie să mergem acolo? Pă, ce departe trebuie să mergem? Păi, băiatule, cum mă duc eu până acolo? No, hai să te punem la mișcare. Șarpele, un tub, o țeavă. Așa îi seamănă cu un tub și cu o țeavă, parcă. Sky, intră pe Discord că ți-am trimis pe media tu acum să aveți Tudy. Oh my god, nu vezi ce fac acum? Chiar acum am pasă mie de security breach, Tudy. Welcome to Ohio, best live in Ohio with Sky. Efectiv. E ziua mea, la mulți ani, David. La mulți ani. Viermii lui Luca, bă! Hai de capul meu, ce comentariu nebun. Băi, băiatule. Eu ce am auzit acum? What the șnițel de avion. Mie îmi plac echipările. Luca are canal de YouTube. Are canal de YouTube. Și postează măgării cu dors. Ok. Nu știu ce se aude așa. Dar fraților, tot ce am venit acum, trebuie să ne ducem înapoi. Cu Dumnezeu înainte. Haideți. Vreți să fim prieteni? Sunt prietenul tuturor abonaților. Asta trebuie să vă zic. Hai să ne ducem un pic mai încet. Ne ducem în jos până nu dăm de ceva pe radar. Când dăm de ceva pe radar, trebuie să ne fixăm puțin traiectoria, să zic așa. Te poți juca Blox Fruits. Bă, am încercat mai de mult să mă joc chiar cu Luca, am încercat Blox Fruits. Cred că jocul ăla a fost și nu prea pot să zic că mi-a plăcut. Dar nu este genul de joc ce să fie fain pe un canal de YouTube. Nu știu, părerea mea. Următoarea destinație cu tupeu și vitejie. Ceata, vă este frică de jocul ăsta? Mie nu. Până, oh. 315 cu 316. 300... 15 cu 306. Trebuie să corectăm traiectoria așa. Dacă calculele mele sunt corecte. Sunt corecte? E? 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 Cine e cel mai bun? E? Opa, stai că am plecat cu submarinul și în viața reală, apropo, ești nebun. Eu sunt abonat. Mersi, David Andrei. Live-ul de 24 de ore s-a prea. Bă, așa, de over, am și uitat de tine. Am și uitat că ești moderator. De când nu te-am văzut? Mi-a plăcut în Backrooms. Bar merge și o serie cu Backrooms. Dar nu știu, tot așa, în episoade sau pe live-uri. Habar n-am. Habar n-am. Oricum, sunteți 1600 de persoane ce vă uitați la mine. Mersi mult. Mersi mult. Apreciez foarte mult. Chiar n-aveți habar. Acum un an aveam vreo 50, 60, 100 de persoane maxim pe live. Și acum să am 1000 plus persoane pe live. Trebuie să zic că sunt foarte recunoscător. Chiar apreciez mega mult că... mă susțineți și mă urmăriți și împreună creștem canalul ăsta. Mersi mult. Chat, sunteți cei mai tari. Efectiv, voi, abonați-vă, sunteți cei mai mișto. Efectiv, vă ador. Asta ați auzit-o, da? Ați auzit-o, așa-i? Ați auzit-o? Să-mi bag piciorul dacă știu ce se întâmplă aici. Te ador, mulțumesc. Sky se vede ciudat camera. Care camera? Pune verișorului tău. Sky, câți ani are Luca? 14 sau 15 are? Asta chiar a fost o beșină. Joacă Dors. O să jucăm Dors în alt episod. Sau live. O să facem Dors cu abonații. Atâta că... poți posta mai des. Poste zilnic. Mai des decât zilnic nu pot. Pentru că... durează mult până editez videoclipuri. Aia e cea mai mare problemă. X332... noi suntem undeva aici și Y290 suntem undeva acolo. Înseamnă că ar trebui să ne întoarcem și să mergem ușor în sus, pentru că uitați-vă la mouse-ul meu, noi suntem cam aici și noi trebuie să mergem pe găurica aia, bă, asta o să fie greu. Bună, Andreea! Îmi plac videoclipurile tale, asta apreciez cel mai mult, mulțumesc! Trebuie să ne ducem până la Y350 și X370... sper că nu ne ciocnim de ceva. X370 și am zis că Y350, cam așa. Și Y350 ar veni. În teorie, în practic o să aflăm dacă ne lovim de ceva. Ne lovim de ceva. Nu? Ok, după calculele mele, suntem undeva
aici. Cred. Habar n-am, ok? Și acum ne vom duce încoace, că trebuie să trecem peste părticica aia mică. Așa că let's go, aventura strigațura! Să sperăm că nu se va întâmpla nimica groaznic. Trebuie... Oh. What? În fața mea? X386. 386 și Y352. De ce am ceva în fața mea? N-ar trebui să mă lovesc de nimica. Wow, zici că e un omuleț acolo, vedeți? Știu că se vede pixelat, dar încercați să vă dați seama. Vedeți că e, zici că e un omuleț aici. Îmi place live-ul, mă bucur. Apreciez. Bună, Dina. Nu e horror. A, nu e horror. Nu e horror deloc să mergem într-un submarin. Așa e, chat. Adică, zi de zi facem asta. Zi de zi ne ducem cu submarinul. Da, bă, da, zi de zi. Ce e horror în jocul ăsta? Jocul ăsta e pentru copii. Bă, să mă lovesc de ceva. Ce naiba? Bă, stați așa, chat, că nu e așa. De ce nu-i bine? X400 aproape. Ok. Y350. Aaaa, suntem prea sus. Y320 ne trebuie. Nu sunt rechin. Păi chiar asta e ideea, este ceva în apă, că auzim sunete, dar nu știm ce este în apă. Mă înțelegeți? Asta e partea horror a jocului. Știm că este ceva în apă cu noi, dar nu știm ce. Băi, o să mă lovesc de ceva? Y350. No! Ce s-a auzit acum? Cineva să-mi dea o explicație logică și științifică. Ce s-a auzit chiar acum? Vreau să aflu. Absolut nimica. Asta e minunat. Minunat într-un mod ironic. Ok, o să coborăm în jos acum. Cred că în pace până la Y320, cam așa. Ăsta e Y, da? Până la Y325, să zicem. 325. Așa. Suntem la X386. Așa, ne ducem drept. În dreapta, în dreapta, bă. O căpriță din Ohio s-a auzit. A, s-a auzit capra din Ohio. Bă, poate au făcut un pe capra din Ohio și s-a auzit până aici. E posibil. Probleme în jos. Probleme în jos, fraților. Dar, în teorie, dacă... Ce e asta? Ce? Ia de aici! Pleacă! Pleacă! Pleacă, bă! Au, nu, se defectează! Și ce fac? Bă, viatule! Trage de asta! Nu merge! Ghinion! Hai să mergem tot în față! Fără să ne lovim de ceva! Așa, am scăpat de partea de sus. Suntem la X420. Asta e pe aici. Trebuie să ne ducem la X560, Y277. Y277, X560. Hai să ne aventurăm, fraților. Se beșește pe aici ăsta, dar n-are nimica. Încă e bun submarinul. Încă ține. Asta e tot ce contează. Sky e cel mai bun YouTuber din lume. Mersi. Apreciez. Mega mult, chiar. Chiar mega mult. Ne ducem tot în față. Când mai postez videoclipul cu background în viața reală? Haha. Nu cred că o să mai fac background în viața reală, nu m-aș mai întoarce acolo. Probleme acolo. Dar în schimb, o să explorez chestii abandonate în luna iulie. Asta vreau să fac. Trebuie să găsesc, bine, locuri abandonate, am două idei unde trebuie să, unde ar trebui să mă duc. Ce se aude? Ce se aude? Ce se aude? Ce se aude? Bună, Ana. Mersi, Ana, că mă urmărești. Sky, respect pentru toată munca. Mulțumesc. Când postez Life of Luxury? Bă, sper că sâmbătă. Săptămâna trecută, mă rog, săptămâna asta practic e duminică. Deci ieri n-am postat Life of Luxury, că am zis că iau o pauză de săptămână de a Life of Luxury. Sper că sâmbătă postez. Sper. S-a adăugat un nou update pe Doors. Nu te cred. O să verific asta chiar acum, dar nu te cred.
Nu s-a băgat niciun update major nou. Poate o băgat niște iteme noi de vânzare sau de asta, dar update major nu s-a băgat. X560. Hai că ne apropiem de X560. Și... Oh, 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 oh! Ce în stânga? Ce a fost în stânga? A fost ceva acolo. Chat! Ăla nu a fost un perete. Ăla nu a fost un perete, vă zic eu. Vă zic eu, ăla nu a fost un perete. O trecut ceva pe lângă noi. Ăla nu a fost un perete, vă zic eu. Hai să-mi bat picioarele. Nu te mai beși. Băi, iatule! Așa. Um. 560 cu 277. 560 cu 277. Așa. 560 și 277. Oh, oh, gata, am ajuns la 560. Rechinul este Luca. Bă, nu știu dacă este rechin sau ce este în apa asta, dar cert este că este ceva cu noi pe aici. Bă, nu știu de voi, dar mie mereu mi-a fost frică de adâncimile apei. Nu știu de ce, dar... Bă, nu știi ce-i sub apă. Nu știu, nu știi ce-i sub apă, frate. Îmi place la mare, îmi plac astea, dar nu știu, adâncimea apei, așa creepy dintr-un punct de vedere, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că, repet, nu știi ce este în apă. Au. Fugi. Da, pot să fug cu submarinul, tare pot să fug. Ok, am ajuns, trebuie să uităm la unghiul 43. Am ajuns unde trebuie, deci asta e de bine, presupun. Unghiul 43, 43, așa, am zis 4. Ia, ce găsim aici? What? What? Ce e ăsta? Ce-i, ce-i ăla? Ce-i ăla? Să-mi bat piciorul, am plecat, la revedere fraților. Dispar, am plecat, pa. Pa, pa, unde, unde sunt, am plecat, pa, pa. Glumesc, mă, nu fug, dar ce e ăla? Ăla nu e o piatră. Ăla nu e o piatră, orice mi-ai zice. Orice mi-ai zice, ăla nu e o piatră. Aia nu e o piatră. Ok. Astea sunt dovezi clare că aia nu a fost o piatră. Dacă era o piatră, unde a dispărut? Aștept explicații. A fost huggy-buggy. E Luca. Luca sub apă? E gura unui pește. Exact! Eugeniu, exact! Ok. Deci, oficial, știm că avem un pește aici cu noi. Foarte frumos. Haideți la următoarea zonă, care este aici jos. X613. Y197. Hai coborâm jos la Y197 întâi. Y197. E Lili. Da, chiar este. Mă dezabonez. Oh, nu, Skibidi Toilet Fan se dezabonează. Fraților, ar trebui să-mi închid canalul de YouTube acum. Se dezabonează Skibidi Toilet Fan. De ce nu mă bagi seama? David, observ că mai sunt 1800 de persoane pe live. Nu pot să citesc comentariul la fiecare persoană. Ar fi imposibil. Sau ar fi posibil, dar atunci probabil n-aș mai putea să mă joc. Un like, un loc pentru vizionare. Cum se numește jocul? Jocul se numește Iron Lungs. Iron Lungs. Plămân de fier. Ceva de genul ar veni tradus. Plămân de fier. Când faci videoclipuri cu Ohio, o să mai fac. Pot spune bună Alexa. Bună Alexa. Se va vedea în capitolul 3 pe 17 septembrie. Ce capitol 3 o să fie? X197. Băi, viatule, m-am dus mai departe decât trebuie. Longin, înseamnă... Longin, mă rog. Înseamnă că nu ți-am văzut comentariul dacă nu ți-l-am citit. X613. Hai să ducem la X613. Bună, Iasmina. Până la ce oră ții live-ul? Bă, nu știu. Inițial am pornit cu ideea că până terminăm jocul sau murim. Habar am, ce se întâmplă. Ești din Cluj? Nu. Am fost student la Cluj. Ăla era fundalul cu LED-urile, știți? Despre ce zic?
Acum m-am mutat la satul mare, de acolo locuiesc eu. Și de acum încolo o să fiu aici. Oh, ce a fost aia? Ce s-a auzit? A, nimica. Doar vântul. Mergem mai departe. Slăbesc și Luca. Câți ani are Max? 14-15 și el, pe acolo. Tinerel încă. Foarte tinerel. Nu bătem ca mine. Iar aud sunete care nu neapărat îmi plac, dar auzim sunete. Nu-mi place ce aud. 197 Y, cică. 197, așa? Și unghiul 55. Până la 55 ne ducem. Bună, Miru! Știu unde stai, păi nu este un secret, am zis și eu, efectiv, acum 2 minute. Ce faci? M-a întrebat jocuri horror ce fac. M-a întrebat eu pe mine. Băi, băiatule, Y, adică angle 55, de atâtea ori m-am uitat, Așa, să vedem ce găsim aici, poate găsim un pește, cine știe? Ha? Ha? Bro, what? No, asta da. Asta da, fraților. Ce-am găsit aici, mă? Scheletul lui Luca? Băi, băiatule. Sunt oasele lui Luca? Vrei să-ți spun un banc? Spune-l dacă apuc să-l citesc. E cățelul meu. Mamă, Ioana, Deni, ce ai scris acolo? Doamne, feri. Ți-am găsit cățelul? Doamne, feri. Eu nu doresc să moară. Se descurcă moderatorii. Ok, cum naiba a murit creatura aia? Ce l-a ucis? Bă! Bă, Alex! Eu tream foarte liniștit și nu mi-am pus întrebarea asta și bine că mi-ai pus-o tu acum. Mulțumesc! Chiar aveam nevoie de neliniște. No, ziceți chat unde merem? Aici în dreapta sau acolo sus? Ar trebui aici în dreapta să terminăm cu el, nu? Presupun. Acum mergem noi acolo. Trebuie să ne ducem la... Y265-70 pe acolo. Și X750. Deci Y260 aproximativ și X700. Aventura strigațura, ne ducem mai departe. Când ai putea juca Murder Mystery? Bă, ar merge pe live Murder Mystery cu abonații. Poate a murit că i-a trecut ciclul de viață. N-aș crede asta, Valentin. După ce am văzut peștele ăla în apă înainte, n-aș crede asta. Y265 am zis. Xulescu 700 lescu. Ok. Stai peste pod. Stau sub pod. Deci sub pod este o gaură și acolo locuiesc, glumesc. Poți spune elefantule cu capul la pește. Eu mi-am dat seama ce mai pot să fac acolo. Sper doar ca restul lumii să nu-și fi dat seama ce am făcut acolo. Sper. Da, că a dispărut facecam-ul. S-a dus în vacanță facecam-ul. S-a dus și facecam-ul cu... cu asta la plimbare. Cu submarinul. Nu zi. Prea târziu, Valentine. S-a întâmplat. Magia a fost pulberată. Oh, nu. Ia că ajungem la fix. X700 lescu și Y, ia, suntem bine. X700, Y260, poate puțin mai jos cu Y-ul, poate puțin mai jos. Cam... cam așa la ăsta. Așa, 260. Și acum drept, în teorie. Că noi suntem gen aici. Ok, în teoretic că totul este în regulă. Ce joci azi? Iron Lung se mi-a jocul. De ce îmi ignor comentariile? Johnny, doar pentru că nu-ți văd comentariul, nu înseamnă că ți-l ignor. Mai sunt 1600 de persoane pe live care scriu comentarii. Câți ani are Lily? Nu, 14-15 și ea. Max, Lily, Luca, atât de o vârstă. Na bun.
A trebuie să ducem drept în partea asta. În teorie. În practică. Ce se aude? Da, vântul. E doar vântul, chat. Unde stai în satul mare, amă? Nu o să-mi dau adresa, îți dai seama. Pot spune bună Luca. Bună Luca Petrescu. Sky, de ce ai mic? Nu știu ce ai scris acolo. Dar știu că am ceva în fața aparatului. Mă rog, submarinului. A, avem perete, ok. Păi da, unde sunt eu de avem perete? 260? Cred că trebuie să mergem un pic mai sus. 260 x758. What? 700... Da, trebuie să mergem un picuț mai sus, înseamnă. Uite așa. O dispărut în partea aia. Deci putem merge în partea asta. Mamă, dacă dă peștele la noi, am belit-o, atâta vă zic. 264. Bă, în teorie suntem în siguranță. Problematic acolo. Problematic. Uite așa. Bă. Ok. Băi, băiatule. Wow. Bă, care-i problema, mă? Care ți-i problema? Mama bună, mulțumesc. Uite, în față drumul liber. Care e problema la asta? De face aici figur mie. Hai, ne ducem în sus, încet. Să scăpăm de senzorul acela. Și ne ducem atunci așa. Și în teorie... suntem la... Se aude doar vântul, așa e chat? E doar vântul. Da, mă, dar era doar vântul, nu vă faceți griji. X785. 790. X790, suntem aici. Și Y273. Deci 790 e aici. Y-ul am uitat. Y273. 273, 709. Suntem cam aici. Înseamnă că dacă mergem drept, în teorie, nu ne lovim de nimica. Am dreptate sau n-am? Am, bun. X800. X809. Deci aici cu Y278. Păi trebuie să ne ducem la X850. 860. Hai, ducem la X860 întâi. Tot drept, în teorie. În practică. Ești cel mai tare YouTuber, mulțumesc. Am grijă să nu mă lovesc, am Valentin. Skype, poți spune bună Ștefania? Bună Ștefania. Pentru un edit. Bună Ștefania. Ce edit dorești să faci? Na bun. X864. Hai să mergem până la X864. Să vedem. Ești cel mai tare, mersi lupișori. Am filmat Valentin Mental Hospital cu Luca. Nu știu când o să apară, dar l-am filmat cu Luca, să știi. Cred că săptămâna asta îl pun care vine. Nu sunt sigur încă când îl postez. 258. Hai să mergem la 258. Edit ilegal. Băi, beatule, fără edituri ilegale. Azi păsările... Ce? Înjură abonații. Păi unii se simt amuzanți dacă înjură, dar ei nu înțeleg că ei nu sunt amuzanți. 258 trebuie să ne ducem. Mamă, și după trebuie să ne reîntoarcem, asta o să fie groaznic, dar în fine. Ne descurcăm. Oh, wow! Ce se aude? Ce se aude? Angle 209. Ia, cica, aici trebuie să găsim ceva, cica. Ha? No, ce e asta? No, ce e asta? Ce e asta, fraților? Stați să-mi torn o leacă de cola.
Poți spune-te, te rog, salut Luca. Salut Luca. Ce faci Luca? Cum ești Luca? Ești bine Luca? Ești sănătos Luca? Tu n-am niște suc? În pahar de Nescafe, fraților. Deci suc în pahar de cafea. Ați văzut ce capace noi au băgat ăștia de la sucuri, ești de bun? Acum nu mai pierd capacul, ești de bun? Dacă eu de fel când deschideam sucul, aruncam capacul așa la gunoi și după aceea când voiam să-l închid, mă întrebam, bă, unde-i capacul gunoiului? Capacul gunoiului? Capacul sucului? Ce vorbesc? Nu sunt bine că am o problemă cu iubita. Stai că n-am apucat să citesc că ți-o îngropat abonații mesajul. Am o problemă cu iubita, mai știi că are o boală gravă. Luca, dar ce se întâmplă? Iubita ta... Băi, atule! Aoleo! Ce s-a întâmplat? Fraților, am murit! Am murit camera! Doamne ferească, mă! Probleme tehnice! Capibara! Haide, capibara, ajută-mă! Nu final de live. Așa, capibara, probleme tehnice, vă rog frumos ajutor! Încearcă capibara să-mi rezolve camera. Rip camera în comentarii, rip. Cine zice rip primește 100 de ani de noroc și camera o să-mi revină. Să sperăm. Rugați-vă ca capibara să refacă camera. M-am dus în backrooms. Exact. N-a revenit. Gata, a revenit camera. Trebuie să găsim un cuvânt invers pentru rip. Există? Gen rip zicem când a murit cineva, dar cum zicem când a înviat? S-a respawnat. Stați să mut camera o leacă mai jos. Așa. E bine, mă vedeți? Foarte tare. S-a terminat live-ul? Nu! Am scăpat doar camera. Ata tot. Gata, a revenit live-ul. Dar nu vedeți jocul. Ba, da, vedeți jocul. Bun. Acum că am făcut poză, trebuie să ne întoarcem înapoi. Mamă, ia trebuie să mergem prin Găurica aia și trebuie să ne ducem până acolo. Hai să ne ducem cu ajutorul lui Dumnezeu, să sperăm că nu ne lovește nimic pe drum. Rip mort, pir, a înviat. Bine, domnul Țânțar. Respawn, zici. Da, dar uite, putem zice rip, pir. Zicem inversul lui rip. Pir. Person in rest. Nu știu. Bună, George, unde am? Cât mai durează jocul? Păi, Daviduț, presupun până mergem în toate locurile. Presupun. Ce ziceți? Chat, voi v-ați duce cu submarinul? Să-mi ziceți dacă voi v-ați duce cu submarinul. Trebuie să mergem până la Y300. Adică imediat. Y300. Gata, și acum ne ducem încoace. Nu este... What the fuck, domnul Țânțar? Cine a întrebat așa ceva? Ne ducem la câte grade? 270 de grade? Trebuie să mă duc. Nu știu, cred că așa. Bun. Hai să mergem tot drept. Mergem tot drept până la Xulescu 800lescu. Sorry, I'm late. No problem. Welcome to the live. Am niște engleză pe la colțul gurii, mă scuzați. Cel mai tare YouTuber, să nu te lași niciodată. Bă, cât timp mă urmăriți, eu n-am să mă las. Că nu mă mai urmăriți, nu o să mai fac clipuri, că o să vorbesc singur. Ăla-i peretele. Deci ok, nu vă panicați, e doar peretele. Trebuie să ne ducem în jos. Și noi suntem în momentul de față aici. Ne ducem până la Y250. Te adoră, mulțumesc. Bună, Cari. Bă, nu te vezi bine. Cum nu mă văd bine? Chat, moderator, mă văd bine, se vede bine live-ul. Opa, până la Y250, nu pot să mă duc. Nu e Y250, ce chiorăs. Y275 este. Nu să-mi bat piciorul. Ceva au sunat și nu mi-a plăcut ce a sunat. Y270 ne ducem. Destul. Domnul Țânțar, ce-i cu live-ul? Se vede bine live-ul. Mersi. Ai scris love-ul. Las că e bine. N-aște nimeni. 275 înseamnă că 270. 50 plus 25 e 275, nu? Presupun că da. Ok.
Atunci, în teorie, trebuie să te ducem până la X750. Încoace. A, încoace, scuze. Cealaltă coace. În stânga. Ba nu, cealaltă stânga, știți? Cam așa. De ce mă ignori, Johnny? Cred că două mesaje te-am întrebat cu de ce mă ignori. Mi-ai scris. Matematica complexă, exact! Oh, wow, 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 wow. Ce se aude? Băi, băiatule, ce se aude? Ne ducem așa încet. Ne ducem... Stați că sunt probleme din toate părțile. Băi, băiatule, sunt probleme din toate părțile. Uite, așa e bine. Până la X250. Gata, m-am scăpat. 250. Hai să-mi bat picioarele. Băi, m-am speriat. Voi v-ați speriat, ziceți-mi. Dar nu mă mințiți. Să nu mă speriu aici singur. Nu te ignor, nu ți-am văzut mesajul. A, deci doar eu mă speriu, am înțeles. Doar eu, cine-i jocuri horror? A, prostul ăla, mă, se sperie la toate jocurile, mă. Se sperie la jocuri de-astea pixelate, băi băiatule. Dar aveți volumul la maxim la joc, hm? Aveți? Am volumul la maxim și când îmi țisne ceva acolo, normal că mă căcăcesc pe mine. Joacă-te, Bamban. Am jucat. Ai videoclipurile pe canalul meu și o să mai joc niște jocuri cu Bamban. Nu știu dacă săptămâna asta, dar o să mai joc. Bun, haideți să coborâm până la Y225. Deci, în teorie, tot în jos, până la Y225. Un like, un sky fericit. Ah, ok. 225 am zis. Dar și 250 e bine. Și ne ducem până la X560. X560, trebuie să ne ducem foarte mult în stânga acum. Foarte, foarte, foarte mult. X560, mai verific o dată. Da! Până la X560, călătorim! Aventura strigațura! Schimbi din toilet. Chiar mă, unde este toaleta? Poate vreau să mă cac. Nu? Nu mă pot. Ei bine, dacă vrem să ne căcăm, nu ne putem căca. Ce joc e? Oh! Oh! Wow! Wow! Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Jocul se numește Iron Lung. Stai să-mi bat picioarele, m-am căcăcit pe mine. X565. Da, e bine. Urcăm sus până la Y. Mamă, m-a speriat să-mi bat piciorul. X550. Y, pardon. Trebuie să urcăm până la Y550. Deci avem de urcat mai pe scurt. Dacă mă întrebați. Dacă nu mă întrebați, stă bine. V-am zis eu. Așa, urcăm tot drept, în teorie. În practică, să sperăm că nu murim. Când mai postez Security Bridge? Exact mâine! Mâine pe la 12 dimineața, până prin zona aia. Opa! În teorie n-ar trebui să avem treabă. Dar ar trebui să avem treabă în dreapta? Poate? Nu? Să sperăm că nu. N-avem treabă. X550. Bună, Daliana, bună, Irina. Ești cel mai tare vlogger, mersi, Adi. Gamer, vlogger în devenire. Dacă facem alea cu chestiile alea creepy. A jucat Crysis vreodată? Bă, nu. N-am văzut jocul acela, n-am auzit. Bă, bă! Ce-o fă în dreapta, ce-o fă în dreapta? Problematic. Așa descriu situația. Problematic. Bă, 4000 de like-uri, bă, sunteți nebuni? Vă mulțumesc mult pentru toate like-urile. 4000 de like-uri, vă mulțumesc mult pentru toate like-urile, sunteți nebuni. Efectiv, ador, vă pup. Literalmente, vă pup.
Sunteți mișto. Mișto, rău de tot. Bă, David Andrei, cum vorbești? Și mai ai și membru. Aoleo. O, am primit mare bășină pe live. Bine, Baschi, mai faci și tu live? Da, mă, deci fii atent. Mersi de donație. Nu știu cum să-ți explic. Bă, am uitat, mă, că există butonul pentru a face live. Am știut că există doar butonul postează videoclip, postează short. Am uitat, mă, că există și ăla de live, dar mi-am amintit. Mi-am amintit într-un final. A durat puțin, dar mi-am amintit. Și uite-te, mă, aici, pe live. Mersi de donație. Încă o dată. X623 Y520. Mai trebuie să urcăm. Ha! Mai trebuie să urcăm. Încă un pic. Încă un pic mai mult. Mor aici. Comentariul meu, nu-l vezi? Ba da. De ce mă ignori? Probabil nu ți-am văzut mesajul. Dar Irina, înainte te-am salutat și tu îmi zici că mă ignori. Adică că eu te ignor. Măi, Irina, măi. N-ai auzit, Irina, măi, Irina, măi, că te-am salutat. Și tu zici că te ignori, Irina, măi. Țacă de la Irina. Mare țacă. This did you make English cooking hub, n-am care scrie. Ilie scrie în engleză. X566. Y520. Păi atunci ne ducem doar în... 500... 620, ne ducem doar în dreapta, în teorie. În teorie. Hai să mergem. 600... 23. Reclamă de 5 minute? Ua, ce reclamă de 5 minute ai primit? Taolo, YouTube-ul e resimțit, bag reclame de 5 minute? A, e urâtă situația așa. Mă, Irina, gândește-te la... La mine, că am trimis 20 mesaje pe care nu le-au văzut nici Freddy. Asta e primul mesaj pe care ți l-am văzut. Acum te văd prima dată pe live, îmi pare rău. 623, ia că am ajuns. 623 și angle cât? Angle 63, trebuie să uităm la angle 63. Ești YouTuber-ul meu preferat. Mă bucur că îți place canalul meu de YouTube. Apreciez maxim. 63, da. Gata, aici, trebuie să facem poză. Tadam! Ce e asta? Ce e asta, mă? Nu, ce-o fost asta, fraților? Asta e explicație, ce-o fost asta? What? Ok, ha, banam ce asta, ne ducem până la X 300 70? Da, până la X370 trebuie să ducem. Așa că hai că dăm cu spatele, mă, așa de data asta. X370. Mai avem în spate, fraților. X370. Avem de mers, mamă, cât avem de mers. Mamă, dar zboară chat-ul. Ce vrei să văd în chat când vine in anime și Deni, fata gacha, ce spamează așa un rând de emoticoane și practic cu rândul acela de emoticoane, toate mesajele care erau pe chat dispar. Dispar. Și se umplă de 14.000 de emoticoane. Haideți, chat, să facem o joacă. Spamați toată lumea cu emoticoane. Toată lumea, spam de emoticoane. O grămadă, 1.000.000 de emoticoane să băgați. 1.000.000 de emoticoane. Hai, să distrugem chat-ul. Să-l rupem în 30 de bucăți. Spam de emoticoane, ești nebun? No. Te joci CS? M-am jucat mai de mult CS, dar nu mai joc în timpul... Recent, în timpul liber, pe canal, cred că am făcut un videoclip de CS, dar mort în cadă clipul. Na, mă, na. Spam de emojiuri. Atâta. Atâta. Sfârșitul lumii pe chat. Ok, chat, bă, e destul cu emojiuri, destul, destul. Am vrut doar așa un experiment, să vedem tot chatul colorat de emoticoane. Că pleacă antena. E decent, e destul, chat. X370 am zis, da? Bine zic. Ce se aude? Pe beatule. Gata chat cu emoticoanele, gata, gata, destul. Hai, ne ducem. Ne ducem cu doamne, doamne în spate. Ne ducem până la sfârșitul lumii, ești nebun? Pararam, pam, pam, vrei salam? Cine să durească salam? Chat, vreți careva salam? Vă dă un abonat, salam. Opa, 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 avem ceva în partea asta, să fiu și eu atent de aceea.
să nu ne ducem de-a capul nostru. Așa. Și acum înapoi la 90 de grade. Ce se tot aude? Ce se tot aude? Ah, mare nimica se aude. Foarte tare. Câinele vrea salam. Câinele mănâncă salam. Bă, Sky, sus LGBTQ. Bă, e un subiect despre care nu vreau să vorbesc pe canalul meu de YouTube. Nu susțin, nici nu sunt de acord, n-am treabă cu nimeni, pentru că nici ei n-au treabă cu mine. Vorba aceea. Dacă tu n-ai treabă cu mine, n-am treabă cu tine. Dacă tu mă respecti, eu te respect. Dacă tu nu mă respecti, ghinion. Ce dracu am auzit? Mama sita, por favor! Mare nimica. Tăte auți sunete groaznice. Gata cu spamul. Chat, gata cu spamul. Oh! Bă! Uh-oh! Cred că trebuie să ne grăbim și mai avem doar 3 puncte. Mă rog, doar 3 puncte. 370 am zis, da? 370, 370, 370. Pararam pam pam, pararam pam pam pam. Bă, dar ce se tot aude? Bună întrebare, Valentin. Întrebarea ta este foarte bună. Acum ne întoarcem sus. Urcăm până la Y700. Numai vedeți că aici e cam stricat drumul. Sper că putem merge pe acolo. Eu tare sper că putem merge pe acolo. Observați? Până acum toată harta era făcută, dar aici e stricată. Ne ducem cu doamne, doamne, în față. Pregătește-te pentru aiul 24 de ore. Sheesh! Într-o zi cu soare. Da, da, da. Va trebui la un moment dat. Problematică situația. Haideți să facem o poză să vedem. Dubios, dacă mă întrebați pe mine. Ok. Mergem în față. Să sperăm că nu ne izbim de nimica. În teorie n-ar trebui. Ok. Y730 am zis. Bă! Mamă, ce m-a speriat de mașina ta să-mi bat piciorul! La următorul live îmi fac members hip. Nu promit nimic. Puteai dona cu alt mesaj dacă nu promiți nimic. Mersi, apreciez de donație. Bă, dar să-mi bat piciorul. M-a speriat de o bășină. Mamă, ce vremuri trăim. Vă dați seama că oamenii din 1900 se așteptau ca prin 2023 să existe nave spațiale, să există populație pe lună, să descoperim puterea de a face teleportare și tot felul de puteri. Și ajungem în 2023 și puștanul ăsta e 20 de ani, se joacă ceva horror și se sperie de o bășină. De către cineva care a donat din altă parte a țării. Ce evoluție avem? Ce părere aveți de evoluția asta? Eu zic că îi ce trebuie. Eu zic că îi ce trebuie. Ne ducem pe drumul cel bun. 670 am zis, parcă. Sky, mă ignor, nu te ignor. Ce tot aud? Poză! Zâmbește! Dacă ești în apă, zâmbește. Nu este nimeni în apă. Nu este absolut nimeni din apă. Îmi dai acces la microfon? Cum? Ai dorit? Wow! 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 Bă! What? What? Ba da, Andrei, îți văd mesajele, dar observi, Andrei? Măi, Andrei, observi că era să iau foc aici. Ce-i cu submarinul ăsta? Groaznic! Groaznic! Era să iau foc! 670. Asta era 770. Ok, mai merem apoi. De ce mă ignor? Ce? De ce întrebați de ce mă ignor? Nu vă ignor, vorbesc cu voi. Dar nu pot să citesc fiecare mesaj.
De acum acolo nu o să mai citesc mesajele alea, că ajung să zic tot live-ul, să citesc tot live-ul. De ce mă ignori? De ce mă ignori? Trebuie să aveți și un pic de noroc să le citesc mesajele. Uitați-vă câte mesaje merg pe secundă. E imposibil să le citesc pe toate. Dacă aș putea, le-aș citi, dar e imposibil. Opa, 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 opa. 738. Păi ce am în față la 703? Ah, ok. Atunci, 741. Uite, așa. Și X325. Trebuie să mergem în partea asta și pozăm ceva. Bun, Andreea. Ia, trebuie să mergem în partea asta, cred eu, presupun. Presupun doar la 328, 325 mai exact. 325, haideți să mergem. Ce se aude? Nu-mi place ce se aude. Ho! Ce-i ăla? Mai fă o dată poza. Ai doar o piatră, ok. Am găsut că e ceva acolo. Exact, vezi, Valentin, un om care înțelege. Felicitări, Valentin, pentru înțelegerea ta. 325 Y cu 741 la angle 18. Bam, o întrebare, fraților, cum ne ducem noi la ala de acolo? Să mă bată tata de știu cum mergem acolo. Angle 18 și 742. Ia. Pozăm ce trebuie sau nu pozăm ce trebuie? Să vedem. Param pam pam pam. Uai, ce creepy arată. Ferească-mă Dumnezeule, ce creepy arată. Ok. Am terminat și aici. Mai avem două locuri, chat. Încă două locuri. Putem merge la ele. Fai live la 360p. Are gamerul ce? Vrei să zici că este calitate nașpa sau tu te uiți la 360? Vrei să înțelege, Valentin? Fraților, fiți ca Valentin. Nu ignor pe nimeni, sunt multe mesaje. Jesus fucking Christ. Ok, coborăm în jos. La 650, 660. X, adică Y650. 660 mai exact, prin zona aia. Și uitați-vă unde trebuie să ne băgăm cu... Ce naiba aud, măi băiatule, că nu-mi place ce aud. Nu se aude nimica, este doar vântul. Acest live o să fie salvat? Da! O să fie. O să-l las pe canal. Și când ai dor de submarinuri, poți să vii să te uiți acest live. Te uiți la Valentin. Nu, pur și simplu l-am văzut pe Valentin. Și pe mine mă cheamă Luca. Și pe mine... am înțeles. Sunteți mai mulți, Luca. Sky, poți spune salut? Robert, salut! Tatăl meu azi a fost la WC-ul de păsări. What? Maria, mulțumim de informație, dar de ce această informație ai decis să o împărtășești aici astăzi pe live-ul acesta? Salut! Sky, o să postez cu Stumble Guys. Bă! Să știi că m-am gândit să fac un episod de Stumble Guys, doar unul. Să văd cum e jocul, că la foarte multă lume vă place Stumble Guys. Și vreau să văd și eu, bă, cum este jocul. Ce e atât de fain la Stumble Guys? Trebuie să ne ducem la 100... 30. X130. Tu vezi chat-ul pe care vedem noi? Da! Văd chat-ul pe care vedeți voi. Și ăsta de sub mine. Stai că nu merge chat-ul de sub mine. Băi, s-a stricat chat-ul. Bă, de când ați făcut spam cu emoji, a stricat chat-ul de sub mine, ești nebun? Hei! Chat-ule, revinu-ți. Și-a revenit? Hai că și-a revenit chat-ul dacă și-a revenit. Nu mai vrea să revină. Băi! Băi, de ce nu mai mergi? Chat! Apari! Nu vrea să apară sub mine. Ce are? E nebun cu capul? Nu, că nu-i șters. Ia, asta este, s-a bugat chat-ul, poate o să-și revină mai târziu. Bă, Sky, de ce mă ignori? Eu nu mai citesc comentariile astea, v-am zis că nu pot să citesc fie... Dacă aș citi fiecare comentariu, n-aș putea să mă mai joc. Când... Nu pot să-mi stiu un ochi încoace, un ochi încoace. E obositor să explic asta de 100 de ore, foarte obositor. Tărăpăm, 270. Spune bună Floppy. Cum e vacanța cea? Vă place vacanța? Am
mai fain la școală. Așa e? E mai fain la școală. Hai că e mai fain la școală dacă e. Hai că e mai fain la școală dacă e. Am crezut că iarăși are ceva, că m-a speriat. Rămânem fără oxigen în curând, trebuie să ne mișcăm. Probleme în stânga. Probleme în dreapta, să vedem, facem o poză. Nu-i fain la școală, eu știu că nu-i fain la școală. Jocuri horror e noob. Asta este. Cu toți începem noob, trebuie să devenim pro viață. Ce se aude? Dacă aș ști ce se aude, ți-aș răspunde. Se aude ceva ciudat, asta pot să-ți confirm. Pot să zic că nu ai probleme cu urechile. Într-adevăr se aude ceva ciudat, rău de tot. Dar nu știu ce. Aia nu știu. Hopa! Ne-am apropiat la X199. X199. Ok, mai mergem puțin în față. Și acum trebuie să coborâm. Mamă, fraților. Wow, ce se aude? Nu răspund la money calling. Da? Nu știu care e schema asta cu money calling. Habar n-am unde ați luat-o. Stai că acum... nu. 6, 4, 3. Trebuie să coborâm până la... nu știu unde trebuie să coborâm. Trebuie să coborâm undeva, fraților. Problematică situația. Wow. Băiatule, stați că avem probleme mari, chat. Stați, chat, că avem probleme mari. Avem probleme în partea asta. Acum mergem înapoi direct în jos. Nu știu dacă mă duc pe drumul cel bun, dar știu că au tot felul de sunete, ceea ce nu prea-mi place. Ua, ce e ăla? Ce e ăla? Băiatule. Ha, oare acolo trebuie să mă duc? Stați un pic. X180. Aproape. Ok, cred că acolo trebuie să... No, asta e problemă mare. Fraților. Mă bucur că îți place canalul meu. Mă bucur foarte mult. Wow, voi vedeți că e... What, voi vedeți că se cutremură. Bro, what? Vedeți că se cutremură? Uitați-vă! X... Y576... Y576... X180... X180... Unghiul 184. Băi, băiatule, ce găsim aici? Ua, ce e ăsta? Nu știu ce e ăsta, dar acum trebuie să mergem înapoi. Mare țeacă. Trebuie să ne ducem înapoi, fraților. Ne ducem înapoi. Ce pot să zic? Nu știu dacă mă duc bine cum mă duc. RIP a înviat. Când mai postez live-ul fluxului? Când mai postez capra din Ohio? MMO de apă, RIP Sky, RIP Submarin. Știți piesa aia cu galben submarin, roșu submarin, verde sub? Cum era piesa aia? Ce ați învățat la școală? Scrieți-mi în comentarii dacă ați învățat la școală. Eu trebuie să ies de pe live. Mersi că ai fost pe live, apreciez. Rest in peace. RIP grav rău de tot. Și de tort. Na bun, stați să vedem. Trebuie să urcăm până la Y6. Oh, am urcat mai mult decât trebuia chiar. 650. 673. Luca a stricat sunat. Nu știți chat, nimeni. Cum se numește piesa aceea? Cu galben submarin.
Te vei juca Fortnite? Bă, poate niște hărți custom pe Fortnite. Poți posta mâine Life Fluxului. Mâine voi posta cu Security Breach. Bă, bă, băiatule, așa. Hai să facem o poză, să vedem despre ce este vorba. Ah, ok. În teorie, în partea asta, drumul e liber. Oh, și chiar este, ești nebun? Chiar e liber drumul. Bă, băiatule, ce tare. Ok. Și ne ducem până la X 300 Y650. Deci X300, am ieșit de acolo, înseamnă. Trebuie să ne ducem la Y700 X600. Se numește submarinul multicolor. Stai că vreau să caut. Chiar așa se numește? Submarinul multicolor. Melodie. Are copyright? Oh, hai să ne uităm. Stați așa. L-am găsit. Tararatatam, parapapapapam. Stați un pic. Așa. Multă parte. Marinar și cu el. Da, da, da. Submarin. Y700. Pam param. Tarararam. Submarin. Yellow submarin, galben submarin. Chat, gata, gata, gata. Oprește melodia că este nervantă. N-ai cântat la școală sau la grătiniță melodia cu yellow submarin sau galben submarin? Atunci n-ai avut copilărie. Măi! Nu știu cum e generația voastră, dar când am fost eu clasa 7-a? În 2016 sau 2015? 2015 sau 2016, când am fost eu clasa 7-a, asta am cântat la muzică. Galben submarin, roșu submarin, beșină submarin. Oh, adică verde submarin. Ok, hai să mergem mai departe. Y700 sunt. 702, ar trebui să fiu vreo 700, chiar o... Așa. Și mergem până la X-ul S cu 550 Ulescu. Ne ducem așa, cu 90 de grade ar trebui, perfect. Spune-mi numele sau mă dezabonez. Păi dacă ești abonat la mine doar să zic numele, poți să te dezabonezi, zic eu pe față. Adrian, să te abonezi la mine pentru că îți place canalul meu, nu pentru că zic numele. Mi-ai făcut ziua cu liceul ăsta. A, cu live-ul. Se s-a autoconectat. Ce bei? Coca-Cola! Să nu beți în exces, că nu este sănătos. 500... 500 peste 550. Wow, 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 ce e aici? Wow! Wow, 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 wow! What? Wow! Chat! Abonați, ajutor! Abonați, ajutor! Oh-oh! Oh-oh! Abonați! Ajutor! Ajutor! Îs la X485. Oh, nu! Oh, nu! Chat! Oh, nu! V-am zis eu că e un pește imens în apa asta? V-am zis eu! Da, era un ochi, era un ochi! Așa am văzut și eu, că era un ochi. Voi ce ați văzut, chat? X500... 50 și ceva ar trebui să mergem. 560. Un ochi am văzut și eu, chat.
Wow! Oh-oh! Trebuie să ne grăbim, nu prea mai avem oxigen. Submarinul nostru va rămâne fără oxigen cât de curând posibil. Ceea ce este destul de problematic, dacă mă întrebați pe mine. Suntem la 560 și... 570 aproximativ. A trebuit să urcăm sus până la Y700... Oh! 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 Wow! Oh! Oh-oh! RIP! RIP în curând, fraților, RIP în curând! 700, trebuie să ne grăbim, 770, cam așa! Trebuie să ne grăbim, X700... 70 aproximativ, dacă nu greșesc. Oh, nu! Asta e sângele! V-am zis, cine nu a fost la începutul live-ului, vă zic eu de pe acum, suntem într-un vas, adică suntem într-un ocean de sânge. Ok, tot în față. At Dead of Night am jucat cu Luca câteva live-uri, dar posibil să mai fac în viitor. Y760. Ok, acum ușor în dreapta trebuie să o luăm. Oh, nu uitați-vă cum urcă sângele ăsta. Oh, nu. Ne scufundăm. RIP chat. Suntem la X600, aici Y772, ne ducem bine, în teorie, așa, în teorie ne ducem bine. În practică aflăm, trebuie să ne ducem până la X650, capitanilor, voi sunteți capitani alături de mine, chat. Oh, nu, dau să mă necu sângele ăsta, ești nebun? Uite cât urca sângele, păi murim, n-avem nicio șansă de scăpare, ești nebun? Am auzit ceva, să mă bată tataie. X642. X642, mai trebuie să mergem până la 660. Nu muri, promit, ok? Promit, încerc. Uite, X660 aproximativ. 675 mai exact, trebuie să mergem, ne zice coordonatele. Ok. Și Y828. Y828, mamă ce groaznic este în submarinul ăsta. Y828. Ajungem la ultimul chat. Dar cred că o să murim. O să murim cea mai probabil, dar este regulă. 828. Du-te mai în spate. 828. X675. Trebuie să dăm puțin în spate, rapid. Rapid. 600 75. Unghiul 295. Chat! Ultima! Trebuie să-i facem poză. 295. Mamă, cum îl au pe ăsta. Chat! Hai să facem poză. What? What? Bă, ce joc nebun! Bă, ce joc nebun! Bă, ce joc nebun! Bă, ce joc nebun! Ai de capul meu! The Expedition ultimately raised more questions than answers, satellite Starshine palette. Aici scrie să apăsați pe like și subscribe și că canalul Jocuri Horror este cel mai tare canal din univers, mai tare ca lui MrBeast, PewDiePie și... Cocomelon, aia scrie aici chat. Creeți-mă pe cuvânt, eu nu vă mint. Mă rog, astăzi poate, dar rest nu vă mint de fel. Chat! V-a plăcut jocul? Sky ești cel mai bun YouTuber de toți, mersi. Gândește-te că m-am apucat să joc un joc pe Roblox, iar după ce am scris un script, vă realizez că... Stai, că a dispărut comentariul, l-a intrat în background, stai ce... Că am scris să dau copii, ai de capul meu, am mai pățit de asta la editare, să șterg toată editarea și era gata videoclipul. Chat, ce părere aveți de joc? Joc și alte jocuri. Cât e ceasul? 9. Eu aș mai juca, dar mai trebuie să editez Security Breach pe mâine. Am filmat astăzi Security Breach. Cine iubește seria de Security Breach? Să zic acum în comentarii. Mamă, ce joc. Bate soarele de joc, nu mai vreau să văd. 5 ani jumate, ești nebun? Mi-ați văzut tot ecranul. Așa.
Se legă asta cu capibara. Atarapapam. Eu iubesc Security Beach. Îți place seria Security Beach? Uite, Vlad, Chris Becca iubește Security Beach. Bianca iubește Security Beach. Skyface, FP. Norbert Dohi. Aia la Norbi, what the fuck, stați un pic. Doi Gang iubește Security. A, nu, el doar râde. Uite, și Norbi iubește, acum au zis. David Duț iubește. Alex YouTube, Mihai Fructe, da, nu pot să citesc numele, deci zboară. Uite ce am scris pe Discord. Am net, nu am cablu și cumpăr filare și mine. Iuiuiui, chat, Norbi are probleme cu internetul și a zis că dacă nu merge internetul, o să declanșeze bomba nucleară. Rugați-vă ca lui Norbi să-i meargă internetul, că altfel o să declanșeze bomba nucleară. Și nu o să vă vină să credeți unde este bomba nucleară. Deci chiar nu o să vă vină să credeți. Știți unde este? Vreți să vă zic? Zice chat, vreți să vă zic unde e bomba nucleară? Rapid, spuneți-mi. Da sau nu? Doriți să aflați acest secret sau nu? Deci... bomba nucleară este... în curul lui Luca. Chat, am dovezi. Pot să vă explic că am dovezi clare. Am dovezi clare. Deci chiar acolo este. Pe bune. Vorbesc sincer. Aproape sincer. Astăzi posibil să fii mințit de câteva ori, dar are să vorbesc foarte sincer. În gura lui Luca. Nu! Îi în partea, deci nu în gură, că în gură intră mâncarea. E pe partea unde iese. Bă, sărmanul Luca, mă. Ah. Chat, sărmanul Luca, măi. Stați să vedeți că am filmat cu Luca The Intruder, cu dual facecam. O să apară zilele următoare. Security Beach am filmat astăzi, apare mâine, numai trebuie să le editez. Spoiler, nu am terminat jocul încă. O să mai fie un episod după ăsta, care cred că e ultimul, sper. I don't know, I hope, I guess. Sper să fie ultimul episod, că deja e tare lungă seria. Facem un pic de pauză de la Security Breach. Între timp care posibil să joc The Mimic. Mi-a zis foarte multă lume să mă joc The Mimic. Posibil să jucăm The Mimic după ce terminăm Security Breach-ul. Și The Mimic-ul probabil sau poate îl terminăm până vine DLC-ul la Security Breach, că trebuie să vină Ruinul. Cum te cheamă pe Discord? Poți să intri pe server, este linkul live-ului sau un link la orice videoclip și ar trebui să poți să intri. Vreau să văd o poză ca dovadă. Dovada că bomba se află în curul lui Luca? Țai! Bă, eu ți-aș arăta, dar Luca nu-mi dă voie să-i arăt poponețul, să zicem așa frumos, să zicem cur. Poponeț! Asta e problema principală. Oh my god! Chat, vrei să-i ceri poză cu poporețul lui Luca? Ia să vedem. Luca, îmi dai poponețul tău? Ia să vedem, chat, dacă îmi dă Luca poză cu poponețul. Dar nu o să ne dea, chat. Nu, el vrea să țină bomba ascunsă. Dar secretul ăsta este între noi, da? Să nu ziceți la Luca că am zis așa ceva. Să nu ziceți, că dacă ziceți, mă supăr. Mă supăr și nu mai pot să scap din Ohio. Luca și bomba nucleară. Da. Păi gen, iubita lui Luca au văzut că unde se află bomba nucleară și din cauza asta s-a ascuns. Stați un pic că vorbesc cu Luca. Stați că se usucă pe păr. Au zis Luca că se usucă pe păr. Nu știu cât durează. Nu știu dacă e vorba doar de părul din cap. Secret. E secret până la urmă. E, nu poate Luca, fraților, nu poate. Este prea ocupat. Bine ați venit la jocuri amuzante. Serios, bă. Canalul meu jocuri horror și mai mult ne jucăm jocuri amuzante. Faină e viața, nu?
uneori. Chat, ne-am ajuns la finalul acestui live. Asta vreau să vă zic. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Sunteți cei mai tari și apreciez mult, mult de tot. Taci-mă, melodie. O să mai facem live-uri, nu știu când, dar o să mai facem. Sper că și săptămâna asta care vine să bag un live. Nu știu cu ce, probabil jucăm ceva cu doar să abonați sau ceva pe Roblox. Și mai vedem, ne distrăm. Mersi mult că m-ați urmărit. Cei care ați stat până la final sau cei care ați venit și ați lăsat un like, vă mulțumesc mult. Uite câte like-uri am strâns. 4852 de like-uri. Nebunie. 1000 de persoane și am fost la un moment dat 1900, aproape 2000. Sunteți cei mai tari, suntem cea mai tare comunitate, împreună eu și voi. Deci da, cu astea fiind zise, ne vedem mâine, o să postez episod nou și v-am pupat. Pa, vă salut, ceau, ceau chat, ceau, 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 ceau. Oh, nu probleme tehnice, aoleu, așa, mersi de vizionare. Pa!